Doamnelor, domnilor, bun găsit la un interviu special pe care îl realizăm pentru Alba TV, un interviu care are loc aici pe traseul celor trei fortificații, un loc foarte îndrăgit, atât de Alba Iulieni, cât și de foarte mulți turiști. Invitatul nostru de astăzi este Preasfințitul Irineu Duvlea, episcop de Dearborn Heights din Statele Unite ale Americii. Preasfinția voastră, Doamne ajută, și vă mulțumim că v-ați făcut timp să stați puțin de vorbă cu noi. Noi am avut prilejul să mai realizăm un interviu tot pentru Alba TV acum vreo 2 ani, dacă nu mă înșel, și am avut ocazia să stăm din nou la povești, ca să spunem așa. Și bun venit! Bine v-am găsit, Doamne ajută! Sunt deosebit de onorat să fim din nou împreună și întotdeauna mă reîntorc, să zic, cu mare bucurie și cu mult drag pe aceste meleaguri, pentru că pe aceste meleaguri m-am născut și chiar dacă trăiesc departe, dincolo, peste ocean, o parte din sufletul meu e aici, la Alba Iulia. Noi vedem că de fiecare dată veniți cu drag și vă bucurați de locurile acestea. Chiar dacă eu sunt sigur de acest lucru, vă cunoaște foarte multă lume aici în județul Alba, foarte mulți știu despre preasfinția voastră. V-am ruga la începutul discuției noastre să ne vorbiți puțin despre începutul activității preasfinției voastre misionare pe tărâmurile noastre, ca să spunem așa, și apoi să ne vorbiți și despre activitatea pe care o aveți peste ocean în America. Sunt totuși plecat de peste 35 de ani de aici, de la Alba Iulia. Am școala generală, de fapt, am absolvit-o aici, la Alba Iulia, în copilărie. Am fost viețuitor la una dintre cele mai frumoase mănăstiri din Transilvania, Mănăstirea Brâncoveanu de la Sâmbăta de Sus, până în anul 2000. Când, așa cum se spune, bisericește, din binecuvântate pricini, am luat drumul pribegiei, pot să spun. Am avut un mare curaj, am emigrat în America, la sigur, bineînțeles, cu binecuvântarea arhierească și cu toată rânduiala, unde am înființat și o mănăstire românească ortodoxă, care de fapt ne reprezintă pe noi ca români, dincolo, peste ocean, mai ales prin păstrarea tradiției, a limbii și a identității noastre naționale. Eu mă lupt foarte mult ca să pot ridica la cele mai înalte standarduri prestigiul acestei instituții, să zic, bisericești, și să slujesc biserica și neamul meu românesc. Da, un lucru foarte frumos și o misiune, presupun, deloc ușoară în America, un spațiu caracterizat de cosmopolitism, unde sunt foarte multe nații prezente și unde pericolul pierderii, să spunem, identității naționale este destul de ridicat. Este foarte ușor și mai ales românii noștri, pentru mai ales cei veniți după 89, care au emigrat în America, de multe ori li s-a întins o cursă, aderând, fiind ajutați de așa zis și frați români, care fac parte din alte biserici neoprotestante și de multe ori, pentru anumite favori, beneficii trecătoare, și-au pierdut sau au părăsit credința strămoșească, cum spunem noi. Dar întotdeauna biserica în America i-a unit pe români foarte mult. Da, pentru că e o parte definitorie a identității noastre naționale. Dacă stăm să ne gândim că am fost creștinați de către unul din cei 12 apostoli, de Sfântul Apostol Andrei, noi vedem că întreaga viața românului este punctată de evenimente care au legătură cu viața bisericii. Da, în ultimii ani în Statele Unite s-a dezvoltat foarte mult biserica ortodoxă română. Suntem două episcopii românești, într-o legătură de frățietate, sigur că deocamdată administrativ suntem separați, dar întotdeauna am lucrat împreună și dorim să lucrăm împreună pentru binele comunității. Iar eu am o vorbă: românul oriunde s-ar afla pe continentul acesta, pe întreg mapamondul, nu poate trăi fără biserică. Eu sunt de aproape 14 ani în Statele Unite
și am înființat în această perioadă peste 25 de parohii românești. Și toate acestea sunt suportate și financiar și, putem spune, nu numai financiar, și sufletește de către frații noștri români veniți de acasă. Susținute de comunitățile absolut, în care... Absolut. Noi în America nu avem posibilitatea să fim subvenționați de guvernul american sau de statul american, ci de bunii noștri credincioși. Asta arată care... cât de vie este comunitatea exact, respectivă exact. Și cât de mult deci ține la identitate. Și am ajuns la concluzia că tot ce e românesc nu pierde și nu va pieri, oriunde s-ar afla românul, iar fiind aproape de biserică, ne identificăm ca români. Foarte frumos. Vorbiți-ne puțin despre mănăstirea aceasta, câți viețuitori sunt acolo, ce hram are. În spirit de glumă spun, acum mulți mă întreabă, zice, preasfinția voastră, câți viețuitori aveți la mănăstire? Zic, sub 100. Suntem destul de puțini, suntem 4 călugări, 2 preoți, 2 diaconi și 2 novici. Sunt eu și părintele meu asistent, părintele Sebastian. Deci, în total 7 persoane. Avem o proprietate frumoasă, ctitorită în ultimii ani și donată, de fapt, finanțată de o familie de buni creștini, cărora le chiar spun numele, originar din România, din zona Vrancei, familia Adrian și Mariana Lupuleica, niște români buni și niște credincioși adevărați, care ne-au ajutat să putem avea propria noastră casă în Statele Unite, o proprietate de peste 25 de hectare, unde se află o bisericuță, o altă capelă mai mică pentru serviciile zilnice, sală de mese, locuințe pentru călugări, o casă cu 40 de locuri pentru oaspeții care vin din diferite orașe și poposesc la sfârșit de săptămână la mănăstire, iar acum sunt venit special la Alba Iulia pentru a, în următoarele zile, a încărca în containere o biserică în stil maramureșan pe care... O bisericuță de lemn foarte frumoasă. Eu o zic biserică, nu-i chiar bisericuță, pentru cei de acolo va fi o biserică care va fi unică în Statele Unite, construită aici la Alba Iulia de către... O bucată din țara exact, noastră, exact. Să spunem, care merge acolo. Și suntem așa foarte bucuroși și mulțumim pe această cale celor care ne-au ajutat și ne-au sprijinit, domnului Daniel Sabău, care a făcut foarte mult pentru noi și pentru comunitatea noastră de la Clinton, pentru că mănăstirea va fi, această biserică va fi ridicată pe proprietatea mănăstirii din orașul Clinton, între Detroit și Ann Arbor, statul Michigan. Da, un moment important am putea spune, care va rămâne în istoria acestei mănăstiri, când a venit această biserică ce va fi ridicată acolo, această biserică de lemn. Ce hram va purta biserica? Hramul principal al mănăstirii este sărbătoarea Înălțarea Domnului, dar pentru că în Statele Unite, în America, există o icoană făcătoare de minuni pe care intenționez în viitorul apropiat să o aduc și în România, o icoană a Maicii Domnului izvorătoare de mir, care de fapt acest miracol a avut loc în Hawaii. Ca să vedeți că și în America există spiritualitate. Da. Dumnezeu lucrează da, peste tot. Este ca un semn divin pentru noi ortodoxi creștini din Statele Unite. O icoană a Maicii Domnului care izvorăște de 7 ani de zile în continuu mir frumos mirositor și care a făcut multe miracole în Statele Unite. Eu am adus-o de fiecare dată, am invitat icoana să fie adusă la hramul mănăstirii noastre și datorită ajutorului acesta nevăzut pe care noi oamenii de multe ori nu putem înțelege, am dedicat această biserică maramureșană românească în cinstea icoanei Maicii Domnului din Hawaii. Ea va fi închinată acestei icoane ca icoana să fie ocrotitoare a bisericii și a mănăstirii noastre. Un moment foarte frumos și noi vom încerca prin mijloacele pe care le avem să imortalizăm aceste momente, ridicarea bisericii la mănăstirea unde slujiți. Le vom arăta și albaiulienilor și tuturor celor care urmăresc postul nostru de televiziune acest moment important pentru comunitatea pe care o păstoriți. Preasfinția voastră, cum vi se pare după câțiva ani
Alba Iulia, transformată, mai ales într-o perioadă anului în care ea strălucește, pentru că e și vreme frumoasă și natura are un farmec deosebit. Am avut timp zilele acestea să ies în jurul orașului și în împrejurim și sunt foarte încântat. E cu totul schimbat. În bine, zic eu. Un oraș curat, un oraș plin cu flori. Fețele oamenilor sunt vesele, mult tineret, mă bucur că mulți dintre tinerii români rămân în țară și să pună umărul aici la susținerea și la bunul mers al țării, pentru că e nevoie ca tinerii să rămână acasă. Dacă ești un bun român, stai destul de greu în țară și nu numai aici în țară, în întreaga lume nu e ușor, dar am văzut o schimbare așa generală în bine. Și mă întorc în America și le spun ardelenilor, pentru că majoritatea românilor din America provin de aici, din Ardeal. Da. O să se bucure când o să le duc fotografii sau, mă rog, impresii frumoase despre locurile natale și că am găsit țara într-o schimbare în bine, zic eu. Și să dea Dumnezeu să fie tot mai bine și pentru România. Să știți că chiar dacă trăim în Statele Unite, nu suntem indiferenți de ce se întâmplă în România. Și nu vă este nici neapărat ușor. Absolut. Depărtarea de casă. Nu, toți în America de multe ori după 2 sau 3 ani uită de unde au plecat și e o durere lucrul acesta, dar fiecare în sufletul lui plătește un preț și acest preț este dorul de casă. Bine spus. Preasfinția voastră, vă mulțumim foarte mult pentru timpul acordat. Dumnezeu să vă dăruiască putere pentru a sluji pe mai departe acolo unde v-a fost rânduit. Multă sănătate și gânduri bune pentru toți românii de dincolo de ocean. Și eu vă mulțumesc și Dumnezeu să vă ajute și Dumnezeu să binecuvinteze și să ocrotească România. Doamne ajută! Doamne ajută! Domnilor și domnilor, încheiem aici acest interviu realizat cu preasfințitul Irineu Duvle, episcop de Dearborn Heights din Statele Unite ale Americii. Suntem Manuel Drăgușin, vă mulțumesc pentru atenția acordată, rămâneți alături de Alba TV.